Compararea numerelor naturale în concentrul 0-1000. A compara două numere înseamnă a stabili care dintre ele este mai mare și care este mai mic. Atunci când cele două numere sunt formate dintr-un număr diferit de cifre, este ușor. Numărul mai mare este cel format din mai multe cifre. Iată, 432 este mai mare decât 89, iar 5 este mai mic decât 12. Cum procedăm însă pentru a compara două numere de forma A, B, C, adică două numere formate din trei cifre? Mai întâi, comparăm cifrele sutelor. Avem numerele 412 și 357. Cifra sutelor 4 este mai mare decât 3 și atunci spunem că 412 este mai mare decât 357. Când cifrele sutelor sunt identice, va trebui să comparăm cifrele zecilor. 374 și 326. Iată, 3 este egal cu 3, dar 7 e mai mare decât 2 și atunci 374 este mai mare decât 326. O altă situație este aceea în care atât cifrele sutelor cât și cifrele zecilor sunt identice. 443 și 441. 4 este egal cu 4. Cifra zecilor 4 este egală cu cifra zecilor 4, dar 3 este mai mare decât 1 și atunci 443 este mai mare decât 441. Un exercițiu în care putem folosi compararea numerelor este acesta. Scrie toate numerele naturale mai mari decât 297, dar cel mult egale cu 304. Iată, numărul pe care îl vom scrie va trebui să fie mai mare decât 297 și cel mult egal cu 304, adică mai mic sau cel mult egal cu acesta. Prima valoare este 298, primul număr mai mare decât 297. De asemenea, 299, 300, 301, 302, 303, dar și 304, pentru că am spus cel mult egal cu 304. Iată, deci că problema noastră are mai multe soluții.